prietenul nostru Dorian este la telefon, spune că îl cunoaște pe acest băiat. Alo, Dorian, ce ne poți spune? Să rămână, stați așa, că am dat telefonul încet ca să... Televizorul, ca da, să salut. Salut, Dorian. Băi, Johnule, tu mă știi pe mine, iadă că te văd la televizor. Eu te-am ajutat, eu am crezut că tu ești un copil nevoiaș și eu de obicei sar la... Un copil de 32 de ani. Am zis că ai un 20 ceva de ani și că arăți mai matur. Lăsați-mă un pic să vorbesc, două secunde, să rămână. Și eu te tot vedeam cu copii în cartier, nu prea înțelegeam ce e. Am crezut că ai o boală mentală, am zis că na, nu m-a deranjat cu nimic chestia asta, dar ești foarte aproape de unul dintre vecinii mei care stă ușă în ușă cu mine. Și îți spun un singur lucru, am auzit ce ai spus acolo, nu vreau să spun foarte multe, că nu vreau să sune nici ciudat, dar te rog frumos să stai departe de copii, că eu dacă te prind nu te voi mai lăsa. Asta e forma frumoasă de a-ți spune că nu te voi mai lăsa. Tu de fapt știi ce înseamnă asta, că ești băiat deștept și de fapt mai mare un an decât mine, Johnule. Te înțeleg, deci, Johnule, te înțeleg. Să nu mai calci cel puțin pe aici, pe la mine, prin cartier, să nu te mai văd. Vezi că eu mă plimb în fiecare zi prin cartier, mașina aia mare verde. Să fugi de aia ca de dracu. Auzi ce zic? Da, te rog, să-ți Dorian, faci mințile în cap. Limbajul, Dorian. Nu, are nu, n-are, mai Cristina, nu mai putem. Știu. Adică nu mai putem, reacționează. Deci fără îmbrățișări, fără pupăcel la mine în cartier, că te alergi de nu te vezi, ai înțeles? Nu, fără Cristina, are perfectă dreptate. Normal, și dar uite, Dorian, Dorian, tu reprezinți tinerii, practic. Foarte mulți tineri. Da. Tu ești cumva, nu știu, cântărețul lor preferat. Spune-mi și mie, te rog, ce crezi că pot spune? Cum se pot apăra acești copii? Deci, Doamne ferește, mie milă de mamele pe care încă le văd aici pe ecran și aud niște lucruri, nu mă pricep la legi, nu este zona mea, dar am sunat ca cetățean, ca om. Copiii trebuie să știe că deja când diferența de vârstă este foarte mare, ceva este dubios și trebuie să întrebe părinții acasă. Măi, tată, dar de ce crezi că un om atât de mare e prieten cu mine? Sau să le explicăm noi, Dorian. Ar trebui făcută o campanie, cred, de conștientizare cu vocea lor, a copiilor. Nu, trebuie făcută o campanie de conștientizare să fie reintrodus în codul penal pedofilia. Da, nu mai despre puțin, asta este vorba. Mulțumesc, Dorian. Pentru că altfel, dacă statul nu-și face treaba, se întâmplă la... ce a spus domnul Popa. Da, așa e. Doamnele care le-ați văzut la televizor și au și dânsele și noi aici în soți și or să-și facă oamenii singuri dreptate, acum o să-și apere copiii.